Pentru confortul termic al pasagerilor, la aeroportul internațional Chișinău au fost instalate corturi cu dispozitive de încălzire. Potrivit poliției de frontieră, soluția este una temporară, iar responsabilitatea de conectare la sursa de energie îi se atribuie agentului aeroportuar. De cealaltă parte, administrația aeroportului susține că instalarea construcțiilor la terminal va aduce la aglomerații. În perioada rece a anului acesta, corturi instalate la intrarea în aerogară vor asigura confortul termic al pasagerilor. Prima intrare este destinată personalului aeroportuar și călătorilor cu copii, iar a doua intrare este destinată pasagerilor cu bagaje de mână și bagaje de cală, care urmează să fie supuse controlului de securitate de la aeroport. Unii călători au salutat inițiativa, dar cei mai mulți susțin că ar fi fost mai bine să li se permită așteptarea în spațiul aeroportuar. Era mai bine dacă stăteam înăuntru, comod, bei un ceai, altfel. Aici era o leacă, era coare, încă vremea, ține, eu știu mai departe ce astea. Dar e bine că au fost instalate aceste dispozitive. Dacă nu-i deloc, de-aia mai bine și asta. Când era o coadă foarte mare aici, în acest moment, când o să vină sărbătorile de iarnă și o să vină foarte mulți turiști să folosească aeroportul, în acel moment va fi foarte bine acest lucru pe care l-a făcut poliția de frontieră. Ca oamenii să stăie sub acoperiș, e foarte bine, fiindcă aștept un transport ca să vină să te întâmpine. Păi așa, de o ploaie, de un vânt, stai la dos, nu te bate vântul. După ce au fost anunțate 10 de alerte cu bombă false la aeroportul internațional Chișinău, în luna august, la intrarea în aerogară, a fost instalat un scanner pentru controlul de securitate, accesul persoanelor fără bilet de călătorie a fost restricționat, iar staționarea în fața aeroportului este interzisă.